Salutare tuturor! Sunt Emma de la Emma la școală. Vă vorbesc aici despre cum îi ajut eu pe copii să revină la școală. Am 5 mari idei pe care îmi construiesc strategia. Poate că elevii revin din vacanță sau după o perioadă de școală online. Eu cred că e mereu necesară o etapă de tranziție, de adaptare sau readaptare la rutina școlară, la normele de respectat în comunitatea școlii și în grup, la ritmul zilei. Depinde de mine, la școală, să propun copiilor activități care să îi ajute să reintre în starea de învățare. Îmi place să le spun chiar din prima zi că mi-a fost dor de ei, pentru că, într-adevăr, chiar mi-a fost dor de ei. Dacă au trecut 3 luni de vacanță sau dacă a trecut doar o săptămână, cu siguranță e ceva schimbat la ei. Poate au o tunsoare nouă, poate au mai crescut, poate li s-au schimbat doi dinți, sau doar poartă astăzi un tricou cu un desen amuzant. Le spun aceste lucruri și îi fac să se simtă importanți și apreciați. Să știți că la 7-8 ani subiectul cu zâna măseluță este unul de mare efect. La fel, subiectul despre pasiuni și hobby, pentru că acestea arată individualitatea fiecărui copil, iar eu vreau să-i încurajez să fie originali și creativi. Din prima zi amintesc și regulile clasei. Avem 5 reguli, sunt formulate scurt și le-am expus pe perete. E momentul acum să le trecem în revistă și să discutăm despre ele. De-a lungul semestrului apelăm la aceste reguli ori de câte ori ceva nu funcționează. Iată care sunt ele. Ascultăm când cineva vorbește. Suntem politicoși. Participăm la activități. Păstrăm curățenia. Ridicăm mâna când vrem să vorbim. Le-am stabilit la începutul anului școlar împreună cu copiii, sunt formulate la persoana a doua plural și da, mă includ și pe mine și eu fac parte din grup și respect regulile. Pe de altă parte, ca și conducător al clasei, am și eu regulile mele și le comunic copiilor. De exemplu, urmărim rapid indicațiile sau așteaptă-ți rândul. La acestea adaug și regulile copiilor. Ei de obicei își doresc să fie respectați, să li se vorbească frumos și dacă cineva are nevoie de un obiect care le aparține, să ceară permisiune să îl folosească. În primele zile de școală strecor și câteva jocuri. Le aduc la ora de dezvoltare personală, dar și la alte ore atunci când observ că elevii au obosit. Am jocuri de spargere a gheții. De exemplu, spune două lucruri adevărate și unul fals despre tine, iar noi vom ghici pe cel fals. Pentru grupurile nou formate recomand jocurile de cunoaștere. Spuneți numele și adaugă încă un detaliu. Ce fruct îți place? Pentru grupurile cu vechime, cum este cel al clasei mele, am jocuri de socializare. Inventează un salut amuzant, este unul dintre preferatele lor. Și pentru că îmi doresc mult ca elevii mei să acționeze ca un grup, avem deseori și jocuri de coeziunea grupului. Acum, pe timpul pandemiei, am adaptat aceste jocuri pentru a respecta distanțarea fizică. Am avut, de exemplu, jocul da sau nu, ce ai făcut în vacanță. Pentru răspunsul da, copiii s-au ridicat, pentru răspunsul nu, au bătut din palme. La fiecare întrebare s-au format grupuri cu interese și activități comune și am profitat de această ocazie pentru a discuta ce au făcut ei în vacanță. Le-am pus întrebări serioase, dar și unele amuzante. De exemplu, la întrebarea "Ai citit în vacanță?" toată clasa s-a ridicat, răspunsul a fost da și eu m-am bucurat foarte mult. Ți-ai numărat degetele de la picioare? Ai mâncat înghețată? L-ai văzut pe Miciu Piciu? În prima săptămână de școală aduc în discuție rutinele și obiceiurile legate de învățare. Povestim despre cum învățăm, cum reținem informații și mai ales cum participă ei la ore. O deprindere bună e aceea de a asculta cu atenție, să mă asculte pe mine, eu să îi ascult pe ei, dar să se și asculte ei între ei, nu doar în timpul orelor, ci și în pauze. Pe de altă parte, mi-acord timp la fiecare disciplină să reamintesc modul de lucru. Dacă la matematică sau comunicare nu avem ceva particular de menționat, la pictură, de exemplu, avem o rutină.
Ei pregătesc materialele, le trecem în revistă, apoi le recomand să-și picure apă pe pastilele de culoare și în timp ce așteptăm să se înmoaie acoarelele, ascultă indicațiile. În clasele mici, copiii au nevoie de etapizarea activității și să știți că mulți dintre ei respectă și acasă rutina pe care o învață la școală. După o perioadă de repaus, adaptarea poate dura și o săptămână sau poate dura chiar două săptămâni și nu e nimic în neregulă cu acest lucru. Copiii sunt diferiți, fiecare are ritmul lui și mie îmi place să spun că îi aștept. Nu îi aștept însă pasiv, ci îi încurajez constant, le laud chiar și cel mai mic efort. Dacă, de exemplu, din 10 litere un copilaș a scris corect sau frumos doar 3, îi spun că i-au reușit acele 3 litere. La matematică, să presupunem că timp de o săptămână sau două sunt copii care nu ridică mâna, nu vor să răspundă. În schimb, lucrează singuri pe caiet. Eu văd acest lucru și le spun. Dacă totuși observ că este o problemă cu participarea la ore, atunci îi întreb dacă au nevoie de ajutor. De multe ori copiii mici își ies din ritm sau nu participă din motive banale, oricare nu țin de școală. Nu am știut cu ce să mă îmbrac dimineață și asta mi-a stricat ziua, spun ei. Sau mi-am pierdut creionul preferat. E timpul acum, în primele săptămâni de școală, și este important să îi ajut să își gestioneze emoțiile, să prioritizeze lucruri și să învețe să caute soluții. Acestea sunt cele 5 idei pe care îmi construiesc rutina de adaptare la activitățile școlare. E drept, nu mă opresc aici cu ele, de-a lungul semestrului le reiau sau le modific în funcție de dinamica grupului. Vă doresc mult succes și să ne vedem cu bine la școală!